Polițiștii locali din Târgu Jiu fac în această perioadă verificări în teren. Controlele vizează ambrozia. Buriana ambrozia, acum este în perioada de vegetație. Începând cu a doua jumătate a lunii iulie, ea produce acel polen care este nociv pentru sănătatea umană. Pe spațiul public au intervenit angajații primăriei. Terenurile private trebuie să fie însă curățate de proprietari. În caz contrar, aceștia riscă amenzi drastice. Sancțiunile ajung până la 20.000 de lei și deja 10 de proprietari de terenuri au fost somați să cosească ambrozia. Aici au intervenit angajații SECE Edilitara Publică SA, care se ocupă de întreținerea spațiilor verzi pe raza municipiului Târgu Jiu și au cosit domeniul public și privat al municipiului Târgu Jiu. Toți proprietarii sau deținătorii de terenuri de pe raza municipiului Târgu Jiu, persoane fizice și persoane juridice, au obligația de a lua măsurile necesare privind distrugerea ambroziei. La nivelul municipiului am identificat aproximativ 80 de terenuri infestate cu ambrozia, ai căror proprietari au fost somați. Aici este un teren proprietate privată, unde a fost identificat proprietarul, i s-a comunicat înștiințare cu privire la obligația de a elimina ambrozia și urmează să verificăm dacă se conformează în termenele stabilite de noi. Din iulie până în septembrie, în aer sunt cantități foarte mari de polen de ambrozie. Cel mai frecvent, alergiile apar în cazul adulților. Este o plantă care provoacă foarte multe alergii. Este foarte răspândită, crește spontan. E o buruiană care polenizează în perioada de vară-toamnă, cu un maxim de polenizare în perioada august-septembrie. Este și motivul pentru care cabinetele medicilor alergologi se aglomerează în această perioadă.